Dulciuri. De cine e îndrăgostită mami în secret? În ghilimele, îndrăgostită, da? De Adrian Mutu? De un actor chel? De un actor chel, de una... și simpa... am zis-o pe asta, nu știu ce... Așa, de Adrian Mutu sau de Mircea Badea? Apăsați acum! Mama! Rania! Rania, cu tine vreau să vorbesc prima dată, după care o să am o discuție între patru cu mami. De ce Mircea Badea? Nu știu, am apăsat și eu. Dar ce ți-a venit cu Mircea Badea? Dar ce, un actor, chel? Ce? Ce? Ha? Mircea Badea? Da? Așa crezi tu? Bine, bine. Tu ai răspuns foarte bine, să știi. Ai răspuns perfect. Bravo! Noi am aflat ceva între timp, doamnelor și domnilor, că Denise Inechifor nu-i place de mine. Cred că Rania a apăsat din greșeală pe buton. Se întâmplă. Nu sunt îndrăgostită de nimeni în secret, dar mi se pare foarte haioasă rubrica aceasta cu ghicitul. Ce îi place lui mami? Să mănânce picioare de broască, lăcuste trase în ciocolată sau actor ăsta, sau sushi. Apăsați acum. Perfect! Corect! Următoarea întrebare. Imaginea cărei firme a fost mami în 2015? Firmă de otravă pentru șobolani? Firmă de țigle metalice? Firmă de medicamente pentru hemoroide? Cum? Nu înțeleg de ce râdeți voi, că să știți, chiar a fost imaginea unei firme din cele trei, așa că... Apăsați acum. Știu că se pare că mami distruge tot ce nu este bun, dar imaginea la o travă de șobolani. Ai fost imaginea unei firme de țigle metalice? Da. Bravo. Cât timp? Un an. Da. Da? Și eu de ce nu fac reclame? Trebuie doar să-ți cauți omul de legătură. PR. Am înțeles. Bine. Nu, eu nu fac reclamă pentru că sunt foarte scump. Doamne, nu mă mai încap în pielea mea. Ce vrea mami să devină dacă ar putea? Președinte! Extraterestru? Sau asistenta lui Capatul? Apăsați acum! Perfect, președinte! Cum doarme mami îmbrăcată noaptea? Copiii spun adevărul. Cu tricoul de fotbalist al lui tati? Doar în chiloței și atât? Sau îmbrăcată foarte gros? Sau îmbrăcată gros? Apăsați acum. Și ați apăsat, doamnă! Eu am spus adevărul. Dumneavoastră a spus adevărul, da. Ia zi, Rania. Cum doarme mami îmbrăcată? Gros. Gros? Rosete, zici că... Mama! Cu cine dormi tu? Așa, zice. Stați, doamnă, liniștită. Zi, Rania. Și-o pijama foarte gros. Da? Ia auzi. Păi ce facem, doamnă? Mințim poporul cu televizorul? Nu! Nu înțeleg. Copilul meu doarme cu mine în pat. Nu înțeleg unde a văzut haine groase la mine. Chiar așa? Păi nu. Mama. Eu cred că Denisa, când se duce și o adoarme pe Rania, se duce îmbrăcată gros, apoi se dezbracă când e singură că e însăși. Și bineînțeles că ea n-a mințit. Pentru că ea când se duce și adoarme pe fetiță, e îmbrăcată gros și doarme în chiloței. Da. Cum se salvează femeile între ele, am înțeles. Bravo. Bun, 200 puncte la această probă. Mulțumim tare mult la loc.